președintă Curții Constituționale, Domnica Manole, s-a adresat Comisiei de la Veneția, Parlamentului European, Consiliului Europei și întregului corp diplomatic, menționând că actualmente se atestă o situație extrem de complicată, de natură să afecteze activitatea Curții Constituționale a Republicii Moldova. Data din 9 aprilie 2020, în cadrul examinării unei sesizări, Curtea Constituțională a suspendat acțiunea unei legi adoptate prin angajarea răspunderii de către guvern, lege declarată neconstituțională pe 13 aprilie 2020, ca fiind adoptată cu încălcarea procedurii prevăzute de Constituție. În aceeași zi, de 9 aprilie 2020, președintele de atunci al Curții, domnul Vladimir Țurcan, a avut o convorbire telefonică cu președintele Republicii Moldova, domnul Igor Dodon, la inițiativa celui din urmă. Ceilalți judecători ai Curții, de altfel ca și întreaga societate, au aflat despre această convorbire dintr-o emisiune televizată a președintelui Igor Dodon. Potrivit președintelui Igor Dodon, domnul Vladimir Țurcan i-a comunicat că doar 4 judecători au votat pentru decizia de suspendare a legii menționate supra, precum și că domnia sa a avut o altă opinie. Fapt interzis de articolul 17, lit B din legea 317 din 13 decembrie 1994 cu privire la Curtea Constituțională. Pe 14 aprilie 2020, domnul Vladimir Țurcan a avut un briefing de presă în care a confirmat raportul de voturi exprimat în deliberare de către judecători la pronunțarea deciziei de suspendare menționate supra și că discuția cu președintele țării ar fi fost una pur informativă. Pe 23 aprilie 2020, având în vedere discuția telefonică din seara zilei de 9 aprilie 2020, dintre pe atunci președintele Curții Constituționale, domnul Vladimir Țurcan, și președintele Republicii Moldova, domnul Igor Dodon, și confirmarea faptului că această discuție a avut ca obiect o cauză pendinte la Curtea Constituțională, plenul Curții Constituționale a constatat că domnul judecător Vladimir Țurcan s-a comportat într-un mod care nu exclude influența din afară asupra lui, precum și că nu s-a asigurat de păstrarea secretului deliberării judecătorilor impus de dispozițiile exprese ale legii. În acest sens, articolul 17 lit B din legea cu privire la Curtea Constituțională obligă judecătorul constituțional de a păstra secretul deliberărilor și al voturilor exprimate, precum și de a nu da consultații în probleme ce țin de competența Curții Constituționale. Drept consecință, plenul Curții l-a destituit pe domnul Țurcan din funcția de președinte al Curții Constituționale. Pe aceeași dată a fost aleasă în funcția de președinte al Curții doamna judecător Domnica Manole, prin vot secret. În aceeași zi, de 23 aprilie 2020, Curtea a fost sesizată de a verifica constituționalitatea acordului de împrumut financiar semnat de Republica Moldova cu Federația Rusă și implicit s-a solicitat suspendarea acțiunii legii de ratificare a acestui acord. Răspunzând la cea din urmă solicitare, Curtea Constituțională a suspendat, începând cu aceeași dată, acțiunea legii de ratificare a acordului de împrumut financiar, examinarea în fond a sesizării, urmând să fie pronunțată pe data de 7 mai 2020. După 23 aprilie 2020, Curtea și judecătorii Curții au devenit ținta unor atacuri mediatice. Înalți demnitari de stat, inclusiv președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, au lansat declarații de natură să creeze o atmosferă publică negativă în jurul Curții Constituționale și să discrediteze judecătorii constituționali. S-a afirmat că judecătorii Curții Constituționale ar face jocuri unor clanuri, ar bloca inițiativele sociale de sprijinire a cetățenilor și de finanțare a proceselor economice, având drept scop paralizarea funcționării statului în plină criză pandemică, că blocarea acordului de finanțare duce la imposibilitatea plății salariilor și pensiilor, etc. S-a susținut că în funcție de adoptarea unor anumite hotărâri, Curtea ar deveni capturată politic și utilizată în uzurparea puterii de stat și va trebui să-și asume consecințele. Având în vedere aceste împrejurări, judecătorii Curții au decis să reacționeze prin publicarea unei declarații de chemare la calm și protejare a autorităților, instituțiilor statului, implicit a Curții Constituționale.
Această declarație însă nu a avut efect. Pe 4 mai, Curtea a sesizat Procuratura Generală în legătură cu declarațiile din presă a unor figuri publice privind presupusele filaje și intimidări la adresa unor judecători ai Curții Constituționale.